târziu, dar nebunia mă scoate din casă. Acum nu știu cât de nebun sunt eu sau dacă mai nebune prietenul meu care acum e pe apă. A reușit să-mi arunce o pastilă și cum eu nu rezist, imediat am mușcat-o și ea ca e 9:30 și eu mă îndrept spre el. Mi-am luat echipamentul de copcă, măcar să nu sufăr de frig. Am înțeles la soție că se mănâncă pește, poate reușesc să dau și eu un pește, să pun și eu în tigaie ceva. Dacă nu, asta e, nu e singura dată sau ultima dată când am mers la pescuit și nu am mers nimic. Sper că asta să fie ultima dată când mă urc în barcă. Chiar e rece, e destul de rece, sunt convins că am să sufăr puțin. Dar poate va fi încununată și suferința asta și cu, știu eu, cu o captură. Haideți că ne auzim mai târziu. Dacă voi avea activitate, voi muta și un filmuleț. Dacă nu, asta e pe altă dată. Ne auzim mai târziu. We'll be right back.
privești imaginea la el? Nu. Nu? Mă scot, frate, asta e... Aia e problemă, stai așa. Adu-l încoace ca să încerc eu să-i bag mâna la, la urep ceagani. Asta și altă dată să nu mai vinem pe de... Din cioc. Da. Ține firul. Dar ce, mamă, mă, s-a închis, sau? Nu, nu, nu. Atinge-o la ecran. Gata, am atins, am atins. Mi-am dat seama după aia. Oare îl dau afară, Ștefan? Ce zici tu? Vedem? A? Vedem, vedem. Dar ar trebui să lăs ăsta jos, am, dacă vrei să încerc să... Nu-l putem scoate. Hai că încerc eu. Stai liniștit. Dacă îl aduce aici... Totuși am luat câteva guri de aer muist. Oare dacă îi bag gripul în gură, nu? Da, nu cred că ține la, la crap. Atunci îl iau de urechi, Sam, dar numai să-l aduce aici. Lăsă asta jos, da? Uite, jigul în gură. Jigul în gură. Băiat. Asta îmi zice, uite, dacă ciocan mi-o dat. Uite, dacă și-a lăuit acolo. Stai, 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 că nu ajunge. Este... Wow!